Meciul de volei dintre CSM Suceava și Dacia Buzău, desfășurat sâmbătă în Sala Unirea, s-a încheiat cu scorul de 3-1. Partida a contat pentru etapa 5-a din divizia A2 Est la volei masculin. În această rundă, CSM Suceava a întâlnit ocupanta locului secund în clasament, CSV Dacia Buzău. Voleibaliștii suceveni au început bine meciul cu CSV Dacia Buzău și și-au adjudecat primul set destul de clar, scor 25-20. Cel de-al treilea set a fost destul de echilibrat, la un moment dat tabela de marcaj indicând scorul de 15-15. Din acest moment pe teren nu a existat decât CSM Suceava. Totul le-a reușit jucătorilor formației gazdă, care au preluat conducerea la seturi 2-1. Mai experimentați și mai norocoși, sucevenii s-au impus cu 25-21 și în meciul cu CSV Dacia Buzău cu 3-1. Formația CSM Bucovina și-a trecut în cont a treia victorie din campionat și are 10 puncte în clasamentul seriei Est a diviziei A2, cu punctul obținut după înfrângerea cu 2-3 de la Bacău.